Hei, salutare! Astăzi o să vorbesc despre procrastinare sau amânarea distructivă. Bineînțeles, materialele care le fac pentru Radaway vor fi direcționate mai mult spre zona aceasta de sport și alimentație. Ei, ce înseamnă această amânare distructivă? Este acea amânare care nu seamănă cu celelalte, înseamnă evitarea muncii sau a obiectivului pe care mi l-am propus, să-l fac, chiar dacă știu care are consecințe asupra sănătății mele, să spunem, da? Câți dintre voi știți că sunteți diabetici, hipertensivi, aveți probleme cu colesterolul, să zicem, aveți un ficat gras, aveți probleme cu obezitatea, da? Vă știți foarte bine. Ei, cu toate acestea, voi ajunge să amânați începerea sportului, începerea dietei sau a alimentației suficient de echilibrate. Chiar dacă știți că acest lucru, această amânare distructivă, vă pune în pericol foarte grav sănătatea. Inclusiv, unii pot să ajungă la probleme incredibil de urâte. Din păcate, unii nici măcar nu sunt conștienți că fac acest lucru. Ei au impresia că nu-și gestionează cum trebuie timpul, că nu sunt disciplinați, că n-au voință și așa mai departe. Ei, această amânare distructivă, de fapt, este o adaptare la stres, un mecanism de adaptare la stres. Pentru că e posibil să existe o problemă în altă parte, să spunem, poate în relația personală cu partenerul de viață, poate am o problemă cu copilul, poate are cineva din familie o problemă de sănătate gravă, poate am probleme la muncă, poate am probleme financiare. Și atunci eu ce fac? Mă ascund unde? După mâncatul compulsiv, da? După shopping, după statul fără măsură, pe telefon, să mă uit la filme și fac lucruri de genul ăsta. Pentru că în felul acesta, cumva, simt că iau o pauză de la stres. În momentul în care mă duc la cumpărături, în momentul în care mă uit la un film, în momentul în care mănânc foarte mult sau mănânc dulciuri sau mănânc chipsuri sau mănânc patiserie, ei, lucrul acela îmi oferă plăcere, îmi dă o pauză de la stres și voi crește nivelul dopaminei, da? Care are legătură cu această senzație de plăcere. Doar că când faci asta, da, crește dopamina și exact ca și la cei dependenți de droguri, pentru a avea aceeași senzație, data viitoare va trebui să folosesc mai mult și voi începe să mănânc mai mult, să stau mai mult pe telefon, fără sens. Voi cheltui bani inutili pe diferite lucruri, da? Pentru că voi sta la cumpărături. Și uite, așa problema noastră devine din ce în ce mai gravă, da? Care ar fi soluția? Uite, în primul rând, ar fi de preferat să începi să înlocuiești acest obicei negativ cu unul mai pozitiv. Care ar fi acesta? Începerea, pur și simplu, începe. Începe cu lucruri mărunte, dar începe. Ei, ca să ajung să încep, că multă lume mă întreabă și pe mine, păi cum mă motivez? Motivația nu înseamnă, nu știu, ceva, cineva te atinge cu o baghetă magică sau te duci la un psiholog și îți face ceva în cap și tu dintr-o dată ești motivat. Motivația înseamnă să faci chiar dacă n-ai chef. Adică copilul când se duce la școală, da? Întotdeauna are chef de școală? Nu, dar se duce. Tu la serviciu, întotdeauna ai chef să te duci la serviciu? Nu, dar te duci. Cu toate că n-ai chef. Asta înseamnă, de fapt, motivația. Și motivația vine făcând anumite lucruri, văzând că îmi ies, da? Voi fi mai motivat să merg mai departe. Folosește regula celor 5 secunde. Chiar este o carte, regula celor 5 secunde, a lui Mel Robbins. Foarte bună cartea. Ideea i-a venit în momentul în care și a ajuns la faliment psihic și financiar și așa mai departe. A văzut la știri o rachetă care decolează și atunci a zis, băi, stai să văd cum fac să nu mai amân lucrurile. N-aș putea folosi și eu numărătoarea inversă și să mă pun la treabă? Deci, 5, 4, 3, 2, 1, start. În momentul în care tu, să zicem, vrei să ții o cură, nu știu, fără sare, un regim alimentar, ești obez, ai probleme cu diabetul și așa mai departe, te rog frumos, puneți obiectivul pe hârtie. Obiectivul respectiv trebuie să-l vezi peste tot.
pe masa din bucătărie, în portofel, pe bordul din mașină, pe frigider, pe oglinda de la baie, care e obiectivul tău principal? Acesta. În momentul în care tu vrei să mănânci o prăjitură, tu nu-ți mai atingi obiectivul, da? Pentru că nu ai cum să slăbești dacă mănânci prăjitura sau chipsurile sau ce mai faci, sau te duci la televizor sau mergi la cumpărături și așa mai departe, da? Ei, ca tu să înlocuiești acest obicei, poți să folosești această regulă și să spui 5, 4, 3, 2, 1, start. Efectiv să mă ridic fizic de pe scaun, din pat, de unde sunt, să mă îndresc spre obiectivul meu. Da? Pentru că această regulă schimbă practic vitezele din mintea ta și te ajută să începi. Poți să folosești hârtiuțe și poți să scrii, uite cum am scris și eu, azi, și deasupra scrie la timpul prezent ce faci azi. Azi aleg să mănânc sănătos sau aleg să mănânc sănătos azi. Vilețelul du-l cu tine, peste tot, în baie, te ridica din pat, te duci în bucătărie, te duci în mașină, îl poți cu tine în buzunar. De câte ori îl vezi, mintea ta e focusată pe ceea ce ai de făcut azi. Deci tu știi, scrie, setează ceva ce simți că te motivează pentru azi. Da? Hai, spor la treabă!